la urmă nu a fost nicio decizie, din nou s-a mânat ca o altă zi, prin 11 mai va continua. Asta de a fost mai multe cereri și plânge. Subiectele au fost diferite. Primul subiect a fost cel mai dureros, care noi vedem cea mai mare încălcare și apate, care este dreptul lăsată la privire de deținut, care deja este un subiect. Noi rămânem și încercăm să ținem acest drept, pentru că văzut de lege, de tot, și doar până atunci de Constituție, deja din septembrie. Azi iar n-am ajuns la finalitate. Sperăm de la demonstru și va fi luat o decizie în acest context. Decât la faptul că n-ar trebui să examinăm astăzi, că este și un drept fundamental, care este prevăzut de lege, cum am spus mai sus, dreptul avocatului la prevedere de ținut este nelimitat. Și cum? Și totodată este mai fost o cerere, o plângere, de fapt, parte și la patron, era la primarea lui drept, la primii colegi de la Rui. Deci, și la patron, din când se află în starea de arest, este privat de acest drept. Este de multe ori sancționat, absolut nemotivat, și deja de 8 luni nu primește colegi. Deci, este o încălcare foarte gravă. Deci, noi cunoaștem toți că deținerea unui deținut în penitenciar, coastă pentru bugetul Republicii Moldova, 7 de zi, dacă nu greșesc. Deci, în orice țară normală, îți permite transmiterea bunor alimentare și cursul alimentare de deținut, dar noi în țară, cum vedem, este acest drept și acest drept este privat persoan. Rudele doresc, dar sunt privat de acest drept. Deci la patron nu se bucură de acest drept, deci la patron deja de 8 luni zile nu primește colegul la rând. Din ce motive este sancționat? Motive sunt diferite, în mare parte el este provocat și comit unele abateri și s-a întâmplat. Deci au fost mai multe poziții, unde el după cuvintele sau după poziția reprezentatului penitenciarului, el se opunea, punea rezistență, faptul care nu este dovedită și nu este un aberant. Și pentru asta a fost sancționat de 3 ori. Cum expiră o sancționare, apare imediat altă. Deci deja de 3-4 ori la rând, el deja a fost sancționat. La ce decizie vă așteptați? Credeți că va fi o finalitate în aceasta și penitenciarul va permite totuși și cum va permite? Este o situație absurdă. Noi acum examinăm unele sancționări care deja au fost expirate. Deci eu sunt convins că domnul Dumnezeu și noi va examina o sancționare care deja va fi expirată și sunt sigur că ați fi altă. Deci este un cerc vicios care nu va duce absolut niciun la un rezultat. Эдуард, а чем продиктована необходимость в таком большом количестве сотрудников «Пантеры», учитывая, что это гражданский суд? Мы спрашивали раньше, что они делают, чем они занимаются вообще. В ответ мы не получили. То есть, по большому счету, специальная защита, то есть, как называют, охрана Вячеслава Платона должна была быть по просьбе именно гражданина. А они были просто назначены, я не знаю кем, не знаю почему. Мы попросили от руководства «Пантеры», что кто-то предоставил какой-то документ, зачем и почему они присутствуют. Такого ответа мы не получили. А почему они чередуются? Иногда присутствуют сотрудники ГИПа, Фуджера, если мне не изменяет память, а иногда сотрудники «Пантеры». Я не знаю, чем они это мотивируют. То есть, насколько я вижу, все-таки чаще типа «Пантера», хотя они смешиваются. Бывает «Пантера», бывает и ГИП, бывает и Фуджер. То есть постоянно 20 тысяч человек, его приводят, 20 тысяч человек находится, человек 5 всегда, где находится. Ситуация абсурдная, я не знаю, для чего они делают и зачем. Если мне не изменяет память, опять же, на одном из, это было, по-моему, первое заседание, рассмотрение суда, когда с Николаем Корчей это было. Тогда Николай Корч объявил о том, что суд, заседание суда открытое, однако полицейские не пускали никого на заседание суда. Было такое? Было такое, все судебные слушания открыты. Априори это предусматривается законом, но не мотивируют тем, что именно в зале, где проходит судебное слушание, нет мест. И поэтому не регламентируют вход заседания других лиц. То есть из-за того, что просто нет места. Все просто и банально. Ясно.